Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei este pe ultima sută de metri în procesul de distribuire a parolelor și loginurilor de acces la conturile personale la peste 17.000 de angajați în câmpul muncii. Distribuirea parolelor de acces la contul curent de asigurări sociale a fost inițiat deja mai bine de 2 ani. La moment, în raionul Orhei, pot să vă zic că noi avem distribuite în proporție de 80% din parolele pe care le dețin persoanele asigurate. Numărul mediu al persoanelor asigurate în raionul Orhei este de în jur de 17.000 de persoane asigurate care sunt angajate cu carnet de muncă la întreprinderile din raion și respectiv pentru ei sunt calculate și achitate contribuții de asigurări sociale. Lucrul pe care îl facem noi, vreau să vă zic că este o practică de a lupta cu fenomenul de plata salariilor în plic, ca totuși fiecare persoană să fie cointeresată și să dorească ca tot salariul pe care dumnealui îl primește, din tot salariul pe care îl primește, să fie calculate și achitate contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. Odată cu primirea acestora, plătitorii de contribuții în fondul social vor avea posibilitatea să verifice cu regularitate conturile. Ne străduim, încercăm și noi să este o practică de combatere a plății salariului în plic și muncii la negru. Procedura de eliberare a parolelor de acces la cont curent sunt două căi. Sau persoana vine personal, se adresează la Casa Teritorială de Asigurări Sociale cu buletinul de identitate și în baza unei cereri depuse, deci Casa Teritorială în cadrul Casei Naționale la nivel de sistemul informațional este generat un login și o parolă de acces la contul curent. Sau a doua modalitate pe care noi masiv lucrăm cu această modalitate, persoanelor asigurate le sunt eliberate parolele date de acces la contul curent prin intermediul angajatorului, prin intermediul întreprinderilor în care ei activează. Vreau să vă zic că în caz că se întâmplă că persoana a pierdut parola dată, deci, în situația dată, el trebuie să se adreseze deja de sine stătător. Vine totuși la Casa Teritorială, iar își depune o cerere în care noi, repetată, eliberăm parola de acces la contul curent de asigurări sociale. După cum v-am zis, parolele sunt generate în cadrul Casei Naționale de către sistemul informațional. Vreau să vă zic că este o informație confidențială. Parolele date sunt generate de sistem, un număr care este generat de către sistemul informațional, adică nimeni nu cunoaște parola altei persoane, deoarece este o informație confidențială. Potrivit colaboratorii Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din Orhei, procesul de distribuire a parolelor și loginurilor a angajaților din câmpul muncii urmează să se încheie în cel mult 2 luni.